Ia mai boierilor, ia treziți-vă, nu mai dormiți. Bună dimineața, ce faceți? Am intrat pe canal, e ora 10, bem o cafeluță și discutăm subiectele, povestim. Nu mai dormiți, vremea e să vă treziți. Așa spun versurile populare. Păi Elon Musk doarme maximum 6 ore pe noapte. Vedeți? Secretul. De-aia e cel mai bogat om al planetei. 6 ore și-a rezolvat somnul. Crin Antonescu numai 6 ore pe zi nu dorme, doarme și trăiește din banii nevestii. Doamna Vălean, europarlamentar, săraca, nu știe cum să facă ore suplimentare să mai câștige un ban pentru casă. Ca Antonescu doarme bine. Crin, nu. Bună dimineața, cafea de pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Bună, asta chiar e dată cu dragoste. Știți de la cine am primit cafeaua? De la Andor. Andor mi-a dat cafeaua, a zis că m-a luat un pic la rost. La rost, deci mă mai uit eu cu soția, mai și râdem uneori. Da, zice, acum dau cafeaua, nu-mi pasă că e ziua soției. Astăzi soția lui, îi spunem la mulți ani, împlinește o frumoasă vârstă. Andor e să-și trăiască Isabela. Îi dintr-o zi cu Paris Hilton. Grijă mare, grijă mare. Sau tu ești căsătorit cu London Marriott, nume de scenă când știți voi, dar nu ne băgăm, nu ne băgăm. Ca Mitică Dragomir, el nu mai știe cum să iasă, că s-a tot băgat. Dom'le, ăsta s-a vaccinat cu vaccin și are și COVID, stă și în izolare, cum mama dracului, dom'le. Îi dă Becali. Becali îi dă fel de fel de medicamente să se facă bine. Mulțumesc lui Gigi. Doamne, ăsta nu m-a lăsat niciodată la greu. Dar Becali nu are timp de asta. Becali se ceartă acum cu Simion de la Aur. Becali le-a dat sediu de partid. Deci a venit unul la mine, unul de vreme, unul după masă sau cum îl cheamă târziu, că de masă să ai pictoriță, mă înțelegi? Și am dat acolo sediu să facă picturi, mi-e place pictura, înțelegi? Icoane, tiki-taka. Și după aia a venit Simion cu... Păi erau trei la început, era Târziu, era Simion, Șoacă. Nu știu cine asta Șoacă. În schimbul sediului oferit cu generozitate de Becali, domnul Simion i-a dat un post de vice în partid. Să-i dai în partidul Aur un post de vice lui Becali. Păi mie îmi place Aurul, dar să-l văd în obiecte de cult. Să-mi dea mie post de vice, păi eu dacă mă enervez, eu îmi fac partidul meu. Ăsta parcă a băut ceva când a vorbit asta. A băut ceva, nu-i voie să bem, mai ales acum. Domnul Gheorghiță, Gheorghiță de la injecția zi zice, în perioada asta nu-i bine să beți. Înainte sau după rapel, nu, să nu, că scade imunitatea. Băi Gheorghiță, pune mâna pe carte. Eu preferat cartea lui Brâncovianu, de care bea și Bondi Maroșa, da? Cartea Brâncovianu, pune un pic mâna. Nu scade imunitatea, te întărește-ți de... Da, ce se știe Gheorghiță? Știe el, acum cred că-și vrea că mâinile zice, poate îl dau jos pe Voiculescu și mă duc eu ministru la sănătate. Da, acum să dă votul, asta dă votul pentru moțiunea asta, pe moțiunea asta asupra lui Voiculescu, nu cred. Dar e un bun prilej de a se vedea din numărul de voturi care cum migrează, da? Că nu votează liberalii cum trebuie. Unul mai trădează, la fel useriștii, pesediștii. E un bun moment să ne convingem încă o dată de circarii din Parlament. UDMR-ul a spus ferm și tare, zice, nu-mi doresc prefectul Clujului, e acolo Bendea, care este ginerele lui soacră sa, care este de etnie, e suficient. Kelemen s-ar mulțumi cu un post de prefect și la Bihor. Să nu fie că liberalii de aici de la Cluj își plâng în pumn că prefectul trebuie să fie de la UDMR. Zice, Kelemen să fie prefectul la Bihor de la UDMR și... la Cluj să fie prefect de la USR Plus. Mai rău că ăștia peneliști în Cluj, peneliștii cu useriștii, scabăța cu câinile, ai șamar de capul nostru. Dar nu râdem, ceferiștii ies azi în stradă, ceferiștii ies în stradă, zice soacră mea, să nu iasă în stradă, să meargă la antrenament, că suntem pe primul loc la egalitate cu FCSB-ul, să meargă la antrenament, zic, mamă soacră, ceferiștii de la ceferi, de la trenuri, ies în stradă că nu-s bani, pichetează guvernul, nu știu ce fac, nu-s bani, nu sunt bani. Președintele s-a văzut ieri cu Patriarhul Daniel. Întâlnire de taină, întâlnire secretă. N-a transpirat nimic. Habar n-avem ce s-a discutat acolo, dar totuși mă gândesc că Iohannis a venit cu o rugăminte la adresa Patriarhului să-l împrumute cu câteva miliarde de euro, să reglăm cumva, să calibrăm bugetul. Daniel a zis că se mai gândește. Dar o să-i facă până la urmă o ofertă de nerefuzat. Trebuie să avem bani la buget. Nu prea avem bani la buget. După buget și cafeluță de la Andor, să trăiască buymeacoffee.com/Nicu Bendea, cu drag vă primesc și cu mai mare drag o beau ca să-mi pun motorașele în mișcare. minus 4 să resim minus 7, dar vine căldura. Vine un pic de căldură pentru ca de dragobete să intrăm iar sub plapumă. Dar cu un scop. Câțu, ce s-a gândit Câțu, dacă tot n-are bani la bugetul făcut de el, să se împrumute și el la cine? La Simona Halep. Simona Halep a pierdut el cu Serena Williams în sfertul la Australian Open. Nici nu a avut săraca vreme să câștige niște game-uri. O bătut-o Serena, mă, la 39 de ani, nu se lasă. Țiriac. Țiriac, mustața lui, n-a mai comentat nimic. Când a văzut cum a luat săraca Simonica bătaie, i s-a făcut lui Țiriac mustață de secui. Și Câțu s-a gândit, zice, totuși Simona Halep a luat vreo $400.000. A ajuns în sferturi, a pierdut $400.000. Să mă împrumute până mai în primăvară. Și în schimb îi dau un post, nu știu, zice, l-ai luat, l-ai luat, zice, un post, nu, Ministerul Sportului nu pot, că este Eduard Novak acolo, de la pedale sau trage la rame, depinde că e încă tânăr. A zis Câțu, zice, Simonica, dragă, îți găsesc un post bun, un post, zice, la Apele Române. Vântul bate, apa trece, pietrele rămân. Ce mă că te zis? Nu-i zis să nu apară vreun client politic pus aiurea pe un post, fără pregătire, fără competențe, dar pus pe un post plătit din banii noștri, din bani publici, și le arde amar sau să le fie rușine într-o traducere liberă. Deci s-a orientat bine domnul Câțu. Dacă ar lua bani de la sportivii noștri, dacă s-ar împrumuta de la sportivii noștri care au performanțe internaționale și câștigă de acolo bani, care să știa? Ups, numai unul, Simona Halep. Man, nu câștigă, că s-a dus la Parma. Nu, s-a dus la Parma, Parma retrogradează. Vai și amar, Parmalat. Bem cafea de la Andor, să-ți trăiască Isabela, buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Dar până la urmă, da, așa îi, n-avem ce face. Nu se căsătorește Bianca Drăgușanu. Parcă vă șau de acasă, of, cât e unul mai simpatic. Că nu se căsătorește cu Bădălău. Bădălău care e puțin matrafoxat tot timpul. Dar mă rog, nu se căsătorește, ci că Bădălău devenise suspicios. După nici o lună de relație, zice, ce tot mergi tu în Emirate? Ce tot mergi tu până în Dubai? Ce treabă ai tu în Dubai? O devenit gelos, suspect, o întreba pe Bianca Drăgușanu, care e o femeie liberă, independentă, din Hunedoara. Ce tot cauți tu pe la arabi, pe acolo, până Emirat? Ce treabă ai? Păi ce treabă are și ea? Merge să viziteze muzeele, să se uite prin pinocoteci, prin locuri frumoase, să scrie o carte despre istoria, civilizația, simțămintele arabilor. Deci ea merge în documentare. Acum că trebuie să intre în contact cu mai mulți băștinași, miliardari din întâmplare. Numai din întâmplare asta, dar ea merge în documentare, nu în... Bine ai făcut, Bianca. Nu-ți lipseau ție niște vânătăi pe corpul, ți splendido plasticat. Că uite, Gwyneth Paltrow o mai inventat ceva, asta e obsedată de jucării. O inventa vibratorul cu 8 viteze. Vibratorul cu 8 viteze și steagul cu 2 găuri. Vibratorul cu 8 viteze. Clar că în România nu o să prea aibă trecere. La ce șosele avem? Chiar acum am citit că autostrada Ploiești-Buzău este gata. Bă, zic să vezi și să nu crezi. Dormim 18 ore pe noapte, dimineața vedem că e gata autostrada. Gata pe dracu. Gata macheta virtuală. Probabil că și costurile autostrăzii vor fi plătite în bani virtuali, nu? În bitcoin. Bitcoinul a trecut de $50.000, că n-am putut lua eu bitcoin. Am luat pufuleți. Pe vremuri așa era. Deci vibrator cu viteze, nu știu, are și marșarier, când îl folosesc să-ți intre în treaba lui. Nu, se apropie dragobetele, doar nu iei la nevastă un... În fine, dar grijă, măcar de dragobete niște flori, da? Că tot ați zis că voi țineți dragobetele, Valentinul american, nu. No. Grijă mare, măcar un buchet de flori, că o doamnă din Alba Iulia, din municipiul Alba Iulia, o doamnă șoferiță de 60 de ani, a intrat cu mașina într-o florărie, vă dați seama, nervoasă că n-a primit flori de Valentine's, a zis, bă, nu mai stau pe gânduri, cine știe dacă mi-aduce de dragobete, mă duc eu să-mi iau direct de la sursă, a intrat cu mașina în florărie. Culmea sorții, ironia sorții. Făcuse stânga de pe strada Toporașilor. De pe Toporașilor a intrat în florărie. Când a venit poliția, poziția ghiocelului. Asta-i, trăim într-o lume a vegetalului. N-au o fost bine până aici. Că nu am mulțumiri mai am. Și e gata. Mulțumiri de abonare, mulțumiri pentru că ați dat click pe link, dar n-aveați de ce. Mulțumesc de share-uire și vă aștept în comentarii să discutăm, să dezbatem. E miercuri. cea mai productivă zi a săptămânii, să facem ceva grandios, cu o viteză. Și apoi după aia vedem noi unde îl băgăm. Zi faină!